din München de acasă. Hai să dăm, hai să o dăpășim. Faci și eu mașuța asta frumoasă. Dă-și tu o pedală în ea, să auzim cum curuie. Hai, ca domnule. Băi, soft, close, ai înțeles? Și am plecat în vamă, băieții. Uitați-vă unde suntem. Am luat-o pe drumul vechi. Am zis că ajungeam prea repede dacă mergeam pe DN. Și am luat-o pe câmp. Am trecut aici pe modul off-road. Am pus-o fratele Mihai pe modul off-road. Uitați-vă un pic drum. Deci dacă mă întâlnesc cu vreunul în față, ne facem cruce unul la altul. Băi, măcar nu stăm, asta vreau să zic, de ce bine. Poate să are vreun mistrez după aici. Silviu, aici cu fratele Silviu pe intervenție. Aia, noroc. Am venit să stăm cu Lufthansa. Bă, foarte mișto Lufthansa, da. E? Asta 1, e ce trebuie. La business, pe la nu se poate, mergi cu Lufthansa, așa de geamă. Bravo. Foarte. Dar ți-ai pus tu BG acolo? Da, mă vedeam eu, BG cu mă... Da, ăla e, hai? Hai, benga, da. Vamos a la playa, amigos. Vamos, vamos, vamos. Plecăm la vama veche. Suntem la ieșire. Vorbesc așa pentru că mi-am pus niște sărăcii de-astea. Dorea nimic copil. Mi-am pus pentru că să strălucească acolo la Iuva, știi ce zic? Protezele. De, ți le-ai pus când ai gătit. Sora mea vrea să stai în cameră în seara asta, vrea să nu iasă nicăieri, poate nu dau aprobare, vezi că nu am semnat nimic pe seara. Plecăm la vamă, ne așteaptă acolo toată gașca, nimeni nu știe nimic de mașină, de nimic. Mulțumim lui Silviu aici pe spate, care ne filmează și s-a alăturat găștii. Găștii care venit din Germania și fratele Șervan plătește taxele de podă tot, că el e cu financiarul cu astea. Ia uite-l. Cum e? Cum e după ce ai băgat un, a băgat un plin de 75 de litri? Auta, ce fericire! Ce fericire că s-a golit, s-a ușurat portofelul! Deci, ne vedem în vamă, ne așteaptă toată gașca și băgăm de acolo, încercăm să filmăm ceva, nu știu dacă ne este că o să fie house, dar încercăm! Am ajuns la destinația finală, să vedem reacția la oamenii noștri aici. Trebuie să intervin, n-am ce să vă fac pentru că era muzica foarte în blan acolo în fața la Iuva, din toate părțile venea, din stânga, din dreapta și numai muzica pe care sigur mi-aș lua strike ban sau toate prostiile astea cum se numește și mi-ar da jos clipul și ar fi păcat, ați vedea practic miezul vlogului, da? Am ajuns și Șerban îi sunase pe toți să iasă în față. Aici este momentul efectiv în care deja era toată lumea afară, uite-l pe Mohora, ce fericit. Băi, Mohora s-a bucurat cel mai mult, deci așa am simțit eu. Mohora era cel mai fericit. Pun un pic pauză. Mohora de ce s-a bucurat așa? Pentru că eu cu el tot scriam, tot îi trimiteam mașini, se uitam, dădea sfatul, mai zicea și el, asta îmi place mai mult, asta nu-mi place. Oricum, povestea cu mașina o să vă prezint în alt vlog. A fost totul fără nimic plănuit, s-a întâmplat de azi pe mâine. O să vă povestesc toată povestea cum s-a întâmplat. Ideea este că noi ne-am bucurat atât de mult pentru că această mașină, cum o să vă și povestesc și cu seria 7, erau mașinile care mie îmi plac cel mai mult personal. Pentru alții poate o mașină e nimic, poate pentru alții e un banal, poate alții nu pun preț pe așa ceva. Fiecare are nebunia lui, fiecare trebuie să se bucure de ceea ce reușește și în momentul în care faci niște sacrificii în viață puternice, cum consider că eu am făcut prin această venire și plecare din țară, pentru că o să discutăm și asta aici, intrăm deja în alte subiecte, dar vreau să zic pe scurt că accept și să vă minunați și să ziceți, bă frate, dar și-a luat o mașină care, ok, nici măcar nu e ultimul model de A7 sau nu e vreun Porsche. Credeți-mă că pentru mine este la fel cam cum ar fi pentru voi un Lamborghini sau un, nu știu, Ferrari, habar n-am. Da? Deci fiecare cu nebunia lui, asta și cu seria 7, între astea și ar fi fost mașina pe care eu la momentul ăsta mi-aș fi dorit-o foarte, foarte mult și de asta și bucuria asta. Și atunci Mohora, revenind la subiect, Mohora s-a bucurat super mult pentru că mașina asta el a văzut-o pe mobile trimisă, deci i-am trimis mașina asta lui, s-a uitat la ea și mi-a dat 2-3 review-uri la ea și acum voi vă dați seama, vezi pe telefon o mașină, da, la 2000 de km distanță, cât or fi de la München la vamă, habar n-am să mă uit, că sunt vreo 1700-1800 și practic tu în 48 de ore tu vezi mașina aia acolo la de asta, știți? E așa, adică nu, probabil că voi acolo, dacă vă uitați la vreo, puteți înțelege exact, să-mi dame să faci pielea de găină și acum. E, pentru mine a fost așa o nebunie a mea, am vrut să fac chestia asta și a ieșit. Da, așa, hai să mergem mai departe să vedem reacția lor. M-am dat din mașină, bineînțeles că toată lumea super fericită. Aici, să vă povestesc un pic cu Miță, care e faza în, pe 12 mai de ziua mea, a venit Miță cu mașină cumpărată el nouă a lui și practic a fost așa o nebunie de-asta de-a noastră în care el a venit cu mașină, eu n-am știut și mi-a arătat cheia și acum eu la ziua lui am venit cu mașina. Tâmpenii chestii de băieți, chestii pe care femeile poate că se uită o doamnă la acest loc să zică ce copii, ce oameni, ce bebeluși, da? Dar fiecare
fiecare cu nebunia lui acum, ce să unii se bucură la case, alții se bucură la haine, alții la mașină, alții se bucură că se plimbă pe stradă într-un parc, fiecare cu nebunia lui. Și aici, practic, a fost momentul, miezul, cum ar fi să zic așa, în care l-am felicitat și i-am spus la mulți ani, i-am zis că ăsta e cadou pentru el, bineînțeles, m-a întrebat că unde este cheia. Și aici a început haosul, toată lumea care era afară, și am început să ne îmbrățișăm, să ne urăm bun venit, toată lumea care era aici, uite-l pe domnul Mohora ce happy era, deci băi, nu mai am zâmbet a fost, de când a văzut el acolo mașina, de atunci nu mai am zâmbet a fost. Mi-a intrat la inimă reacția lui, pot să zic, toți s-au bucurat, pentru că noi împreună suntem o familie și ne bucurăm unii pentru alții când reușim și practic înțelegem bucuria celuilalt, că despre asta este vorba, să-l înțelegi pe celălalt că se bucură pentru un lucru pe care, pentru care tu poate nu te-ai bucura. De fapt asta e esența aici în viață, să înțelegi omul ăla, nu să-l judeci, bucură-te pentru dacă el e fericit, bucură-te și tu. Da, și aici Silviu, bineînțeles că în loc să aibă grijă de filmare, el se saluta cu băieții, din cauza asta vedeți de aici de la buric în jos. Toată lumea era fericită și cam asta a fost, să zic așa, miezul și asta a fost reacția lor. Toată lumea a fost super fericită, nu avea nimeni chef de nicio iuva. Dacă am fi avut loc toți să ne urcăm mașina aia, să facem o panoramă în ea, să dăm o muzică, să chestii, aia s-ar fi întâmplat. Dar da, aici practic spuneam că de 48 de ore sunt pe drum, că nu vreau să mai văd mașina și vreau în sfârșit să o parcăm și să ne simțim bine, să ne distrăm. Ce să zic, frații mei, pentru... asta a fost nebunia noastră, sunt convins că atunci când o să ne uităm la vlogul ăsta, eu, gașca mea, poate și voi, poate comunitatea pe care o vom crea aici, în jurul acestui canal, o să râdem și o să zicem, incredibil ce ne-am bucurat la o mașinuță acum 10 ani, cine știe ce ne rezervă viitorul, nu se știe dacă o să fii mai bine sau mai rău, da? Practic nu îți garantează nimeni că peste 10 ani o să te trezești cu un garaj de Ferrari-uri, așa că important este să ne bucurăm de moment, să trăim prezentul, faceți și voi chestia asta, pentru că n-aveți nimic de pierdut. Hai să ne bucurăm de ce avem și nu mai judecați, că nu vă ajută la nimic dacă judecați. Bucurați-vă pentru oameni de lângă voi și bucurați-vă dacă vedeți un om fericit. Hai să mergem mai departe cu vlogul. The next day. Hai că e bine dacă e șezlong urcanci, dar important că am găsit. Adu-mă și o plapă, mai. Am două prosope. A venit mare comandă, iau. Full house. Ai găsit, mă, tirbușonul? Da. Zi-mă, panaram. Căutam tirbușonul. Cred că mai dăm o comandă pe Glovo. Da. Că altfel n-avem nicio șansă. Nicio șansă, lasă că nu e trei tirbușoni. E bine și așa, merge fără. Îl facem cu mână. Haideți, bă, băieți, aici. Că e nebunie mare, e frumos rău, tot. Stați, bă, băiatul, cu schijetul, l-am închiriat două ore să se dea și el. Nu, băiatul ăsta. I-am dat crocodilul să mi-l ia. Ce i-ai dat, mă, crocodilul? Care crocodil? Dai, uite-ți, bă! A sărit mițelearul pe toți, ești nebun! Fii atent că s-ar mai departe, fii atent! Hai! Terni! Forța României! Deci e șmecherul de tot veniți aici la Vama Veche, că nici n-avem alge, mi-a pus de gât și aia nu mai pot eu! Asta e salată de se mănâncă! Asta e frumusețea României, frate! Nu ai apă curată, n-ai plaje organizate, dar e caterincă maximă! Îți atest, băieții mei, direct în mare o dau, să mor eu, dacă nu dau, toată forța mea o dau! Am venit în vamă la Bro Burger, cel mai șmecher burger bun rău de tot, trebuie să-l încercați. E foarte suculent, carnea e foarte aromată, este foarte condimentată, e super bun. Hai să vă las niște cadre să vedeți de aici. Noi suntem pe altă planetă, dar vă las de aici să vedeți, arată într-un fel și e foarte, foarte, foarte gustos. Veniți, frații mei, la Bro Burger. Cel mai șmecher smoothie posibil de mango cu fructul pasiunii. Ce-ți place cel mai mult aici? Atmosfera. Fii atent! Vreau, Costele, să iau gură din toată inima ta, taste. Să-mi dai mare, mare check taste. Zi, brănii! Forță, forță! Cel mai bun burger, n-am mâncat, dar sunt sigur că e bun. Arată într-un fel, într-adevăr. Pentru toată lumea care urmărește Zbenga. Mamă cum e!
Bă, zici că e, pe cuvânt zici că e shot, zici că e shot de gem. Da, mor eu dacă te mint. Asta e cozonac? Nu, e vișinată, frate. E vișinată. Mamă, cum e. Nici la Iuvar nu te deau shot-uri cum dau aici la Bro Burger. Ca lumea, nu? Ca lumea, ce trebuie. Zi, sora mea, Silvia. Așteptăm mâncarea, că mi-e fomică. Ai mai mâncat aici? Am mai mâncat, dar n-am mai mâncat ce mi-am comandat acum, deci aștept. Dă-ne o impresie. E nota din 10, 9,99 periodic. Am reușit să prind ceva până să apuce nebunii să dea muzica aia în blană. Tot se aude un pic, dar sper să nu ne ia ăștia puternic, să ne lase în pace. Și practic ați văzut niște cadre, am dat comandă și după aia a început house-ul, am mâncat. Vă dați seama, băut și mâncat și s-a întâmplat, ia uite. Pe masă cu aia de Glovo de care vă ziceam. Deci asta era un local, uite chiar pun pauză acum. Era un local normal în care erau clienți, deci noi nu ne știam cu nimeni acolo. Noi ne-am dus gașca noastră și am transformat locul ăla în casa noastră. Adică, vedeți bine, n-aveam nicio grație, eram pe mese. Uitați, a început lumea să danseze cu noi. Băieții ăștia din stânga de acolo erau cei mai încântați. În dreapta aveam iar niște persoane, niște clienți. Aș cred că s-a oprit muzica, nu-mi dau seama ce a făcut. Aba nu, stați așa. Să vă explic ce s-a întâmplat. Deci, noi băgam muzică, dar în momentul în care venea comanda și era numărul comenzii, urlam puternic, practic să vină lumea să-și ia comanda, pentru că de la boxa aia nu se auzea nimic. Și atunci s-a creat o atmosferă, era muzică. Când se striga comanda de la bucătărie, noi deja eram prieteni cu bucătarii, cu toată lumea pe acolo, cu chelnerii, cu toată lumea. Și zicea, băi, pune stop acum, punea Șerban stop și urlam toți comanda. Da, am dansat Macarena, Meneito, Bomba, la Bomba, la Maneaua, la Florin Salam, ce bine o duci, la Vali Vigelie, la Haikyu, gașca mea, Boschito. Deci ce repertori care s-a fost acolo. Ia uita ce făceam, băteam în aia. Deci repertoriul care a fost în restaurantul ăsta nu se există nici la Nostalgia. Vă garantez, dacă acolo am fi fost noi patroni acolo la locația asta, s-ar fi strâns în 3-4 ori, se strângea toată vama acolo. Vă garantez, nu era nimeni nici la Iuva, nici la expirat, nici la nicăieri. Toate locații care erau acolo erau toate. Dădeau faliment toți în seara aia dacă pe noi n-ar fi lăsat, că la un moment dat oamenii s-au enervat la ce am făcut, ce panorama am făcut acolo. Și bineînțeles că ne-au rugat să părăsim locul. Uitați-vă, practic, aici cred că sigur era o manea din mișcări. Nu avea cum să nu fie o manea, pentru că toată lumea prea se rupea și prea ne simțeam bine. Silva era pe ale lui, deci acolo cântau manele și el dansa pe trandafirul de la Moldova. Probabil într-o zi vlogul ăsta va fi realitate într-o locație pe acolo, la Barna. Da, și practic uitați ce am făcut acolo. Am făcut trenulețul în tot localul. Managerul de acolo filma, bucătarii filmau. Ăsta, gagiul nostru Claudiu, de la, cu care ne-am prietenit foarte bine de la bar. Și el era super încântat. Deci era un hype acolo și era o... A fost, credeți-mă că a fost chiar o atmosferă... Numai noi știm, noi avem talentul ăsta să mergem în locații și unde ne ducem să facem așa un haos. Adică nu e pentru prima oară, noi așa facem unde ne ducem. Deci, dacă data viitoare, vedeți pe unul dintre noi, că a postat vreo story sau undeva, într-o parte, într-o locație, nu ezitați să ne scrieți la oricare dintre noi și veniți cu noi, că o să vedeți. Au fost mulți care au fost pe plajă și au vrut și ei să se bage cu noi seama, dar le-a fost rușine, practic. De asta ce vă explică, lumii e rușine și lumea e frică să fie judecată, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, pentru că în viață te simți bine. O viață avem, n-avem două, așa cum vă zic, viața e frumoasă, trebuie trăită. Uitați ce am făcut, da, prin toată locația. Aia mică n-ar fi vrut sau părinții ar fi vrut, da. Da, am făcut panala, mă. Și când am plecat noi, practic, puteau să-și închidă localul, că n-a mai venit nimeni. Și practic ce a urmat, mai departe, ne-am dus de la restaurant, am plecat la cazare, am făcut fiecare un duș. Unii au dormit mai puțin, alții au plecat direct la party. Certe, eu am dormit până pe la 2:30, nu mai puteam, eram foarte, foarte rupt, pentru că a fost agitație foarte mare de joi dimineața de la 3, de când am plecat din Germania. Cu drumul care, pe drum am lucrat, practic până în România eu n-am avut liber și de la muncă de la mine de aici a trebuit să muncesc pe mașină tot drumul. Abia seara când am ajuns la Sibiu a putut să conduc, de asta Șerban a ajutat super mult cu drumul. Toată lumea dormea, bineînțeles, pe la ora 11 dimineața, duminică deja, iar eu și cu sora mea, cu Andoela filmează, a trebuit să plecăm înapoi în Germania, pentru că, cum am zis, n-am avut liber, am făcut o șustă. Practic cum ne descurcăm noi românii în orice situație. Bine, a fost super fain toată experiența, dar noi
am fugit și am ajuns practic la ora 4 pe Henry Coandă. Și am ajuns și momentul ăsta, abia pot să mai vorbesc, vedeți bine, s-a făcut simțită prezența Vama și pe corzile vocale, nu doar în suflet și în inimă. Așa că ne bucurăm că ați fost cu noi pe parcursul acestei experiențe pe care am avut-o. Mulțumim lui fratele Șerban, care a venit special la Viena cu mare Boeing ca să conducă albumul. Să plecăm cu Lufthansa. Să plecăm cu Lufthansa. Din suflet mulțumesc fratele meu, pentru că asta rămâne în istorie. Ce a făcut el pentru mine și cum știe el mereu să mă ajute să fie lângă mine în momentele puternice. Surioara mea care aici e nelipsită, de pe vloguri o știți deja, nu mai are sens să mai zic nimic, că fără ea niciun vlog nu poate să fie posibil. Lusiviu, mulțumim aici pentru că toată vama și inclusiv și acum ne ajută și e numărul 1, frățiorul nostru Silviu, băgați acolo pe Instagram. Și ce să mai zic, noi suntem la Autopen, trebuie să plecăm, suntem un pic întârziați, așa că ce vă spunem de fiecare dată? Și începem cu frate Șerban, ia uzi. Fiți fericiți! Bucurați-vă de viață! Că una e... Și e frumoasă!